Brigitte și Ioana nu mai sunt prietene și nu au o problemă să arate acest lucru și celor din jur. Mă simt ca un gunoi. Nu mai am nicio tragere să trag, jur. Ia să discutăm. Obișnuiește-te. Și o să o las să stea aici, să lingă pe bot, p***a mea, și să stea ea să se spele pe cap, că oricum nu o să fie ea fermieră. Am luptat și mi-am dorit să câștig în duelul cu Claudia pentru că n-am vrut să-i dezamăgesc pe Moră și pe Ioana. Cu fata zice, am crezut că acum să spună că ai demonstrat cine ești, pe mă, de bag și carne de tun și îți fac duel, mă duc eu la duel, mea, așa, și tu zici că cine sunt eu, păi, bă, tot n-a bună, mă, ce să-mi zici? Urât. A, stai și pe la oș, hai, da. Viteză. Urât. Hai, marș. Să mă înjur de mama. Marș, viteză. Marș, viteză, și mi-a zis, nu mă așteptam ca Brigitte să fie așa de violentă și să-mi adreseze cuvinte așa de urâte. Eu nu am jignit-o și nici nu o să încep să o fac. Consider că asta arată de fapt cum este ea. M-a folosit pentru că am notorietate afară. Sunt Brigitte Năstase, sunt ceea ce sunt. Ea este, pe ea nici nu o băgam în seamă pe afară. Să știi că sunt lângă foc și aud perfect tot ce vorbești. Dumnezeu să te binecuvânteze cu înțelepciune! Hai, marș. Eu zic să duci să te pui pe scaun la masă de acolo și să vezi dacă mai vorbești. Dacă mai vorbești, îi spui, dar nu mai e gata, s-a terminat. Credeam că vrei să aud de aia vorbești. Astăzi am avut parte de un nou conflict între femeile alfa ale fermei, că până la urmă și prietenia cică are limite la unii dintre noi. O falsă, asta ești, o falsă! Nu, dragă, te-ai folosit de oameni! Băi. Eu de tine? Gata. Cu ce să mă zic imaginea că am intrat într-un mai bine nu vorbeam în viața mea gata. Cu tine, serios? Gata. Pentru ce? Să-mi spui că mi-ești prietenă și cu această mine? Eu am spus că sunt pe tu de f*** de mine! Poftim! Încetează, Diana! Băi, vă rog, eu încetați! Cu ungută, cu noroce, cu doamne și cu astea! Mă, mai mea, vezi că asta falsă! Gata! Vă rog, ajunge! Gata! Nu, nu, doamne, dar nu stau să mă spun! Nici eu! Du-te, bă, de aici! Nu mă așteptam să aud cuvinte atât de grele. Am simțit nevoia la un moment dat să intervin între cele două, pentru că am zis, ok, eu sunt fermierul șef, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, ghiși pe cine cade vina.